ajuns pe cel mic să primească un nou membru în familie? Această întrebare nu presupune un răspuns de genul foarte simplu, îi spun și gata, trebuie să accepte. În niciun caz. E nevoie de pregătire. Știu că este o veste foarte mare și mulți părinți se bucură atunci când familia lor crește. Da? Crește ca număr și nu vorbim doar de ideea în care aducem un cățeluș sau o pisicuță și cumva ne învățăm cum ar fi să mai fie cineva mai mic și cel mic să preia o astfel de poziție de frate mai mare. Când vorbim despre această temă, am nevoie să fii foarte atent, să fiți atenți părinților la următorul aspect. Tot ce ține de pregătirea anterioară, da? Tot ce ține de aranjarea spațiului, tot ce ține de discuțiile pe care le purtați cu cel mic, să fie sincere, să fie cu toate emoțiile la purtător. Pentru că este o mare bucurie și ar fi foarte trist și față de copilul din pântec, dar și față de cel din fața voastră, să fie lucrurile tratate cu superficialitate. Astăzi te invit să faci un exercițiu. Vă invit să faceți un exercițiu care mie mi-este foarte, foarte drag. În primul rând, înainte de a trece propriu-zis la acțiune, vreau să îți atrag atenția că e nevoie să te gândești la spațiu. Propriu-zis, cum dotezi spațiul? Cel mic are nevoie să știe că spațiul lui nu este invadat și că îi se păstrează din locuri și din lucruri și că persoana lui este la fel de importantă așa cum a fost până în punctul în care a primit marea veste. Apoi, te rog să fii atent la felul în care prezinți relația dintre cel mic din pântece și cel mic din fața ta. Și vin să te ajut cu un instrument extrem de simplu, îmi este foarte, foarte drag pentru că îmbină și un element foarte natural. Aici, în centru, avem cu adevărat o ecografie. Este un pui de copil care se află aici și se dezvoltă. Și îl ajută foarte mult pe cel mic din fața ta să înțeleagă că acest pui îi va fi frățior și vor fi parteneri și se vor juca și vor fi împreună. Tot ce am pus în jurul acestei ecografii reprezintă programul unui bebeluș. Pentru noi adulți este foarte simplu să înțelegem, ok, vine un copilaș, asta se va întâmpla în primul an, dar pentru cel mic lucrurile sunt destul de neclare și poate chiar temătoare. Și atunci îl ajută să știe că, hei, cel mic, o să mănânci, o să se joace, o să aibă jucării preferate, poate o să împartă, poate nu, o să înceapă să meargă, da? Să meargă pe jos, o să plângă, o să aibă și el emoțiile lui și tot ceea ce crezi tu, ca părinte, ca viitor părinte de doi copii sau mai mulți copii, că se va întâmpla în familia ta. Îți recomand să iei cu tine acest instrument pentru că este o realitate, iar cei mici ai noștri învață cu metafore vizuale și un astfel de prompt vizual este unul foarte real și poate în timp astfel de desene se vor schimba în fotografii reale sau poate chiar cel mic al tău va fi pregătit să-și deseneze noul frățior și noul membru în familie. Mai departe, ți-am mai pregătit un instrument care mie la fel îmi este foarte, foarte drag, tabelul preferințelor. Bineînțeles, aici sunt trecuți 4 membri ai familiei, dar poate fi mult mai mare în funcție de familia ta, de familia voastră. Aici este tatăl, aici este bebe și e important să rămână cu numele de bebe, dar când veți cunoaște numele, să-l treceți, ca să existe o identitate a celui mic nou născut sau care se pregătește să fie născut, apoi cel mic care deja există în familie. Punctez foarte mult să păstrăm eu, pentru că e vorba despre el, e un tabel al preferințelor pe care cel mic ar fi bine să reușească să-l facă împreună cu tine, să fiți o echipă. Iar în cele din urmă este și mama. Ce îmi place mie foarte mult la acest tabel al preferințelor este faptul că copilașul care deja există în familie înțelege că el are gusturi, are personalitate, lucrurile lui și preferințele lui sunt respectate, dar în aceeași măsură și cele ale celui nou născut sau care se pregătește să fie născut sunt la fel de importante și în aceeași măsură și părinții sunt pe o poziție de egalitate. Țin foarte mult să punctez lucrul acesta pentru că e important ce mesaj dăm copilului atunci când mai vine un copil în familie și mai vine un copil în familie. Suntem toți într-o echipă, suntem toți egali și preferințele fiecăruia contează. Sper că aceste două instrumente vor reprezenta un suport, un minim suport, o susținere. Dar cel mai important, ce aș vrea să subliniez este următorul aspect. Trăiește emoția, bucură-te, împărtășește-o și ai încredere în copilul tău că va primi cu bucurie noul membru al familiei. Sunt convinsă că o astfel de abordare este una dintre cele mai sănătoase și lasă lucrurile să respire.